Măcar o șuetă. Crezi că vine ăsta mic? Doamne ferește, măcar dacă vine să nu vină acum, că am probleme cu spatele, sinceră să fiu, și nici nu pot să alerg. Noi doar da, relatăm. Păi, nu, tu trebuie să te dai că ești lovită, tu fuși tare, nu trebuie să spui. Adrenalina, da. E vorba aia când te alergă cineva. Dai una la fica și fugi. Bineînțeles. Da, doamnelor și domnilor, avem foarte multe lucruri interesante. Repetăm ultima postare, cea mai recentă postare pe Instagram, a Biancăi Drăgușenu, îmi este dedicată. Având în vedere că am comentat aseară despre ochelari și am spus că totuși unul de ce-i vinde dacă e vorba de bani, și în al doilea rând a vrut să-mi arate câte lucruri are ea. Asta mi-arată două lucruri. În primul rând că se potrivește cu Tristan Tate, pentru că și el arată portofele asta și genți de bani. Asta am spus la machiaj în urmă cu 30 de secunde, asta am spus. Deci dacă ea a vrut să ne arate care ochelari, ne bucurăm foarte mult, e foarte bine și băiatul are genți de bani. Deci, domnule, s-ar putea ca în sfârșit să-și găsesc omul cu care să fie deci una și una. Deci eu am spus că State îl cheamă, uit. Tate. Tristan. Iartă-mă. Ca galeriile. Iartă-mă. Am zis că este Bianca Drăgușanu în variantă masculină. Foarte interesantă remarcă. Deci mi se pare că seamănă extraordinar. Acestea sunt imaginile. Mulțumesc foarte mult, Bianca. Prietenia pe care o ai tu se întoarce înzecit din partea noastră către tine. Și pentru că întotdeauna ne-a plăcut, așa cum mi-ai spus tu odată în culise la Acces Direct, tu ești de vină, apoi dacă eu sunt de vină, îți propun cu toată prietenia. Uite, vii aici pe canapea, vorbim. Dar vezi, chestia asta nu s-a întâmplat niciodată în ăștia 10 ani. Nu se poate știe. Poate cine știe. Nu se știe. Never say never, Cristi. Cine lămuri. Am înțeles că ai și niște poșete pe care vrei să le vinzi. Te rog eu frumos să nu crezi că poți să le vinzi la prețul ăla. Piața de second hand în București de poșete frumoase nu este atât de ofertantă. Sunt altele adevărate. Bine, la prețuri fi... mult mai mici. Prin urmare, nu-ți face iluzii. Dacă vrei, uite, cu prietenii, îți dăm noi vreo două adrese la care să te duci. Pentru că, repet, chestia asta, să dai pe net și să arăți că sunt ale tale, e exact cum a făcut prietenul tău cu portofelul cu bani. Adică, știi ce cred eu? Miroase chiar grozav. Dar altfel, mulțumim foarte mult. Toți fanii tăi știu că am vorbit despre tine. Deci, vă rog, urmăriți cu foarte mare atenție. Mai ales că aseară am pus un film absolut bestial pe canalul meu de YouTube, Cristi Brancu. Și mâine dimineață avem altul despre această temă. Urmăriți, pentru că avem noutăți. Am vorbit cu The Sun foarte mult. Ești fidel, adică. Nu, deci... domnule, eu sunt serios, urmăresc cazul până la capăt. Am înțeles. Poți spune pe CD-ul ăla, dreptate până la capăt. Poate ești un Sherlock Holmes. El este foarte noastre. Implicat în treaba asta. De ce? Ceea ce e foarte, foarte bine. Păi ei, pe vama vreau lor, era spun... o chestie a galeriei. Da. Deci eu cred, de fapt, nu cred... Îmi place că ea profită de publicitatea care, de atenția care îi se acordă normal. În momentul ăsta, să-și vândă lucrurile. Asta e senzațional. Mi se pare normal. Păi, și n-a spus nimeni că Bianca Drăgușanu n-are bani. Eu am spus, ea este mama banilor, era întotdeauna se descurcă. Există povești absolut incredibile cu ea despre cum s-a descurcat în diverse situații, cu diversi domni sau diverse chestiuni. Acum, pe bune... Pe bune, noi să spunem că ea nu știe să facă bani, așa ceva. Pe de altă parte, însă, se pare că atâtea lucruri interesante a făcut ea cu această familie, încât un eveniment foarte important din familia Tate s-a petrecut și nici Tristan n-a fost, care poate a fost prins în mrejele Biancăi Drăgușanu și nu mai poate să iasă de acolo, din mreje mă refer. Că doar la ce v-ați gândit altceva? Nu ne-am gândit la nimic urât. Vă rog frumos, puține de timp. Nu este ora 12, nu ne permite. Cum spunea mai studică, fiți profesioniști, ce naiba, da? Și, dar nici domnul Andrew. Avem niște poze interesante cu Andrew în seara asta. Deci, Andrew, iertați-mă, este fratele... Da, e liber. Ok. Celălalt. E liber, asta. Altfel discutăm. Altfel discutăm. Să vedem ce au ratat cei doi frastei și mă scuzați, așa cum scrie burtiera, e de neiertat. Dar cu Andrew ce aveți, era? Stați, domnule, să vedeți.